Bă, băieți, înainte să trecem la farsă, vreau să vă rog foarte, foarte mult să dați un like la acest videoclip, un subscribe la canalul meu și al lui Radu4K neapărat, bă, băieți, vreau să-l ajut foarte, foarte mult să facă 10.000 de abonați, așa că aveți canalul lui primul link în descriere și primul link din comentarii, adică să aveți acolo un comentariu fixat. Vă rog foarte, foarte mult să-i dați un subscribe neapărat, bă, băieți, deci după ce am făcut astăzi, merită cel mai mare subscribe din lume, bă, băieți, și vă rog foarte, foarte mult să-l ajutăm să strângă suma de 10.000 de abonați, deoarece, bă, până la urmă merită, bă, băieți, este un tip super de treabă și o să vedeți ce prank nebun am făcut astăzi. Dați și voi acolo un like la videoclip, să vă duceți neapărat să-i dați subscribe la Radu, să-i facem o surpriză, să-i facem 10.000 de abonați. Ce să mai zic, nu vreau să vă mai rețin, bă, băieți, hai să trecem la prank, pentru că, credeți-mă, a fost, cred că, cea mai tare chestie pe care am făcut-o în viața mea. Hai să trecem la videoclip, bă, băieți. Bă, fraților, suntem pe cale să intrăm peste Radu 4K în timp ce face live. Probabil că ați văzut deja din introducere despre ce e vorba, alături de Alex, cameramanul. Ziți Instagram-ul, manule. Follow la Alex, o să aveți, Mihai43. O să aveți Instagram-ul lui pe ecran, pentru că m-a sponsorizat cu această cameră și cu acest GoPro nebun pe care l-am scăpat deja pe jos. Din câte puteți observa, Radu 4K e live chiar acum. Dacă am prea și aveam și... Mă rog, nu e relevant. Dați neapărat un subscribe la Radu 4K, pentru că mi-a zis că dacă nu face 10.000 de abonați, se supără rău de tot și vreau să-i fac o surpriză după ce o să intrăm peste el în casă, măcar să aibă o surpriză plăcută. Ai făcut sat? Bine că se mișcă la în cortină. Se filmează. Da, bă, băieți, o să-l pun pe Alex, cameramanul, să-l sune pe Radu, să-i spună că are ceva problemă, nu știu, că are nevoie urgent să iasă în fața casei, dar eu înainte nu sună acum. Eu, înainte să-l sune, să intru la el în curte și o să mă duc, nu știu, să văd, o fi ușa de la intrare, să-și ține ușa de la intrare deschisă? Nu știu, man, verifici. O să verific dacă are ușa de la intrare deschisă, dar el, nu, el iese pe intrare. Da, ideea e că nu am cum să fiu în curte, trebuie să mă ascund undeva după ceva. Ăsta o să-l sune pe Radu și o să zică că are neapărat nevoie urgent de el și să iasă din curte. Și atunci eu o să intru peste el și o să-i bag codul din PC, deoarece l-a trolat pe Vlăduț. Știți că și-a bătut joc de Vlăduț în ultimul fel și Vlăduț e un prieten foarte bun de-a meu, așa că o să ne bate și noi joc un pic de Radu azi. O să-i bag OTC-ul, fără să știe, nu o să aibă wall sau ceva activat, efectiv o să înceapă să tragă hack-ul ca nebunul. Și o să-i bag o alarmă. Mamă, cât de cataric o să fie aia. O să-i bag o alarmă, efectiv să înceapă dintr-o dată să-i sune distrecul meu, distrecul pentru Zedonca, și o să se sperie și nu o să mai te leagă absolut nimic. Dă-mi camera, frătiuc. Sună-l. De fapt, hai să mergem la el în fața casei prima dată. Am apăsat pe taci, nu cred că se închide filmarea dacă am apăsat pe taci, așa e? De pe speaker. Sunt chiar în fața casei al lui Radu 4. Dacă vreți să-l bateți, glumesc. Sună-l. Hai că sună. Mamă, la... Bă, are câine? Da, man, am uitat să-ți spun. Bă, Radu! Bă, man, fii atent, hai repede până în fața casei. Până în fața casei? Da! Hai repede, că trebuie să vorbim ceva, hai! Da, stai, stai, spune, să bag un primul contact. Bine, hai, te rog, repede. Da, da. Dar grăbește-te, man, dacă ei nu intră, intră în warm-up și vin afară. Bun, 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 bine. Bun, hai, ceau, 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 ceau. Ceau, ceau. Bun, da, da. Acum ai grijă. Băi, man, fugi. Are porta deschisă. Așa, băi, coi, ce fugi, câinele, fugi, unde-i câinele? Bă, am nimerit. Mamă, nu să... Coi, ce... Am intrat în altă curte. Vezi, bă, băi, trebuie să mă grăbesc. Bine, să-mi dat piciorul. Avea ușa de la intrare închisă? Deschisă. Bă, ăsta pe unde intră în puie? Prin spate? Să intru prin spate, coaie, nici nu știu curtea. Băieți. Mama, are al câine. Băieți, ce face, are al câine. Muri. Sunt 3 minute, gen, în urma pe ăla de la meci. O să încerc să gat repede cu el, că, na, GRVK. Hai să vedem. Shit. Băieți. Mama, cred că aici e camera lui, că l-aud cum vorbește. Cred că aici e camera lui, băieți. Bă, dar câinele ăsta, de ce se poate să speri la mine? E aici, e aici, e aici. Alo. E aici, băieți, e aici. Pa, pa. Omul e la curs de stradă la mine, frate, ce n-ai pare? Stai liniștit. Hai să ne găsească meciul ăla mai repede. Bun, intrăm în warm-up și mă duc să văd ce vrea ăsta. Gen super rapid. E nașpa update-ul ăsta. Non-prime nu-și permit prime. Păi, na. 2000 years later. Revin în 2 minute, fraților. Stați o secundă, că vreau să văd ce vrea ăsta. A plecat Radu, băieți. A închis.
închis ușa. A închis Radu ușa, sper că e singur acasă. Îi văd lumina de la stream. Băieți, o să mor. Îi aud, vorbesc în fața casei. Băieți, operațiunea intrare în casă. Stați numai un pic să pun camera aici. Coaie. Coaie. A plecat. A lăsat ușa deschisă, Uli. Dați mai un pic, băieți. Să mă bată data, băieți, am intrat peste Radu, patru, ca în casă. Coaie, mă văd pe web, cred că. Nu mai fi băieți să intru și eu în cameră repede. Mamă, sunt încălțat, stați să mă descalț, că intrul ăsta încălțat în casă, bă. Bă, băieți, stați să mă pic. Ah, bă, cam iași. Mamă, stați să mă pic să închid ușa, să nu mă aud. Gata. Băieți, să mă bată tata, băieți. Bă, ce faceți, mă? Hoi. Păi, dați-mi băieții de pe chat. Bă, băieți, vreau să-i fac mare prank la Radu, fiți atenți aici. Băieți, stați un pic să pun camera asta aici. Băieți, fiți atenți. Ziceți, bă, salutați-vă, bă, că apare video nou mâine, băieți. Raul, viața mea. Bă, băieți, să muriți voi, băgăm OTC-ul la Radu? Îi băgăm OTC-ul? Fără mișto. Coaie, hai că am timp limitat. Dăm repede, nu, dăm un cuit aici. Stați un pic, băieți, mi-au telefonul. Să mă bat, dar vreți să instalăm OTC-ul la asta? Mamă, nu știu, coaie, stai mai un pic, băieți, că nu știu ce. Stai să-l întreb de pe plădus de beta loader. Trage tu, mă scuzați, bă, băieți. Nu, dacă tot facem stream, băieți, îmi pune și căștile. Sper să nu vină ăsta să mă prindă că s-a terminat, sunteți nebun la cap. Mamă, tremur tot, coaie. A pornit mare muzică de fundal. Băieți? Hai repede să-i băgăm codul, băieți, că poate vine ăsta înapoi. Eu nu știu, i-am zis la Alex să-l țină cât mai mult. Bată tata, bă, băieți. Ce are ăsta pe perete? Ce e asta? Băi, uitați-vă ce are ăsta pe perete. Voi vedeți asta? Să-mi bată tata. Ce e asta, coi? Nu se focusează camera. Protecție obligatorie a capului. Pe dulap? Pe dulap să-i pun, dar nu se vede, nu prinde unghiul de pe dulap. Stați repede să injectez codul, băieți. OTCV3 inject. Hai. Gata, băieți. Ho. Și când intră mergi să fie ceva de genul: what the fuck, ce se întâmplă? Da, asta ar fi cea mai bună idee. Gata, mă, băieți, am băgat codul să mă bată. Hai să dăm reconnect. Ah, nu se mai vede pe stream. Gata, mă, băieți. Nu bag spin-ul. Nu vreau să se prindă. Uite-și pe Sabo, coaie. I-am dat microfonul pe Mooding și ala zice: salutați-vă, bă, că apare video nou mâine. Salutați-vă aici, bă, băieți. Acum întrebarea este: unde-i punem noi GoPro-ul ăsta să nu-l găsească? Stați un pic, așa. Acum întrebarea e: unde-i punem noi GoPro-ul ăsta, bă, băieți, să nu-l găsească? Mamă, stai să-l pornesc. Bă, nici nu știu unde să-l ascund. Vreau un alt unghi. Dacă îl pun aici, oare se uită? Nu știu, dacă deschide ușa și mama nu se focusează să mă bată, tata, nice camera. Să mă bată, tata, băieți, oare dacă intră în cameră se uită direct aici? Mama nu se focusează, coaie! Bă, băieți, oare dacă intră ăsta în cameră se uită fix în dreapta ușii să vadă că e un GoPro acolo? Băieți, ce facem, băieți? Ce facem? Lasă aici, am bat picioarele, stați numai un pic, băieți, că nu mai am timp, că ăsta nu mai poate să-l țină prea mult timp. Stați numai, e dat pe poză, cum îi schimb modul? Uitați-mă un pic, băieți, să configurăm GoPro-ul repede. Nu așa, pui mei, cum îi configurez ăsta? Așa, e pe filmare, gata. Avem și GoPro-ul rezolvat, băieți. Atunci mai să-i dau start la filmare. Gata, i-am dat start la GoPro, băieți. O să-i punem GoPro aici, sperăm să-l prindă. Are becul ăla roșu. Oare se prinde? Mă, nici nu știu ce să zic, băieți. Unde să mă ascund, băieți? Unde să mă ascund? Mă bag în dulap? Nu, cred că mă bag în dulap, băieți.
Mama are OTC-ul? Da, are. Bă, băieți, eu să mă duc la baie, i-am pus GoPro acolo, ca să vedem un alt unghi în afară de cele unghi de pe live. Acum ideea că va trebui să mergem să ne ascundem la baie. O fi cineva pe aici? Nici nu-mi dau seama. Hai că dăm repede așa. Ce? Nu-i nimeni, băieți. Îi lăsăm ușa deschisă, că el deschisă a lăsat-o. Telefonul, coaie, mi-am uitat telefonul să mă bată ta**a. Să mă ușa deschisă așa cum a lăsat-o și el. Intrăm de pe de neascund de bombaie. Mama, sper să nu se prindă cam delicios. Mamă! Gata, bă, băi, închide ușa. Fiți atenți, bă, băieți, ce facem? Dai să-l sun repede pe... să-i dau mesaj. Uitați-vă aici, bă, băieți, tocmai ce-am primit confirmarea, dacă s-ar focusa. Dar nu vrea să se focuseze, dar nu știu că mai. Gata, confirmarea este primită, băieți. Îl trimit. Da, gata, acum are niște că s-ar putea să... Vine, vine. Auziți-l, vine. Vine. Mai, o venit, băieți. Hai să ne uităm la el de la live. Nu cred că o venit. Coaie, ce pula mea trage așa? Nu, coaie, stai. Mamă, coaie, sunt... Ce pula mea e asta, coaie? Coaie, să-mi bag pula, coaie. Bă, coaie, se poate cu keylogger, coaie, să mor eu. Nu, stai mă, că-mi bag piciorul. Ce dracu, coaie? Bă, coaie... Mi-a luat keylogger, să-mi bag pula. Nu râdeți, coaie, că mi-au bani, coaie, este tratați. Nu, coaie, să-mi bag pula. Gen, mi-au și zis ăsta că dacă îi banez contul, trebuie să-i dau banii, coaie. Cum dracu se numea? Drojan? Cheat, ce dracu, coaie? Coaie, este-ți bulangii? Și cum scot ăsta, coaie? Gen, insert? Ce dracu-i fac, să-mi bag pula? Nu, coaie, că dau abandon la meci. Nu dau abandon, dar nu știu să-l scot, coaie. Ți-am expus. Să-mi bag pula, coaie, eu nu mă mai joc, coaie, ce să-mi bag. Coaie, sunteți reduși mental, mi-am luat mare keylogger, să-mi bag pula. Și voi râdeți pe chat, coaie. N-a fost coaie, Raul, să-mi bag piciorul, că Raul mi-a și scris gen, cu gagică sa, că am vrut să mă văd cu el azi, că nu făceam live, coaie. Să-mi bag pula, tremur tot, uitați-vă la mine, coaie. O să iei vac. GoPro. Păi coaie, sunteți reduși mental? N-are cum să intre coaie în casă. N-are cum coaie să intre în casă, sunteți reduși mental? E din cauza lui Raul. Nu coaie, cred că mi-a luat un keylogger sau un troian ceva, că nu știu, să-mi bag pe ăla, nu. Deci un focus? Uite ce mașină sunt frumoasă. Ce salea, mă? Ah, e un prelungitor aparent, ok. Hai să-l sun pe Alex, băieți, îl sun pe Alex, să văd ce face, că Alex se presupune că a plecat. Ce faci, coaie, unde ești? Bă, în suprața porții, bine? Nu veni încă, stai că să așteptăm până la și 30 ca să-i pornească distre cu în căști. Bine, hai. Vezi că apar pe video, zile salut la băieți. Bă, vă dați seama? Ce chestia aia? Bă, Radule, cred că o să-ți împrumut chestia asta, sincer. Arată șmecherul de tot. Adică, chiar e șmecheră. Cred că o să-ți împrumut. Băieți, am fost chemat de Alex afară, mi-a zis să vin afară și intrăm amândoi de afară peste Radu, așa că o să ies afară. Mi-a zis că nu e nimeni acasă în afară de Radu. Deci, Radule, dacă ești singur acasă, vezi ce se întâmplă, manule? Hai să ieșim repede în curte. Ce fericit e. Eu mi-am lăsat tati, da, și la câine, împrumut și la pilui. Uite, hai, la banul e tot ăla. Stai cu aia. Man. Băi, că... M-ai văzut cum am intrat? Te duci pe live-ul lui? Da. Mai 3 minute, man. Mai 3 minute. Hai, bă, băieți, vedem. Zi-i la maxim, vezi-l la maxim la telefon.
De la baie, dar nu am descărcat. Noi sunt băiat numai de mai 3 minute de HVH, cred că. Se vede reflecția telefonului, zi salut, frate. Dai seama că am stat 10 minute în baia lor, adu 4K, mă simt acum un challenge. Un challenge ca lume. Ce a zis? Caută GoPro-ul. Nu cred, ce GoPro cu aia e? Man, nu cred că i-au zis. Le-au zis, man, i-au zis de GoPro. N-are cum cu aia, nici dacă vrea n-intre. Să-mi bat piciorul să-ți spun, l-am zis băieți că i-a zis de GoPro. De mintea astea. Nu, și eu l-am pus pe mobilă, cum dracu nu l-a văzut? Nu știu. Nu cu aia, l-am pus cu aia, cred că mi-a luat un keylogger sau într-o an ceva. A văzut codul? Uite-te în baie! Nu se vede. Erau la baie, du-te. Erau la baie, erau în baie, du-te. Băi, băieți, din păcate, nu mai puteți da în gât că am ieșit din casă. Ia stai cu aia că-l sun, să-mi bat pula, că mi-a făcut și așa o stare. Ia. Stai că-l sun, că ăsta știe cu cheaterile. Sper să și răspunde, dracu. Ia. Închide live-ul. Alo? Bă, Coe, pot să-mi iau gen cod, gen, nu știu, mi-a luat keylogger, cred că, să-mi bat piciorul. Păi? De ce? Nu știu, Coe, am apăsat insert pe live-ul în puii mei și... la forum mare meniu de city, trebuie să-ți gândi doar cu aia, mi-au bat pe contul ăsta lui Sapo, știi? Bă, man, asta nu știu ce să zic. Păi, dar nu știu, ai descărcat ceva suspect în ultimele zile? Da, am văzut și eu la lume și astea și să mă fără, să te dau banii pe contul. Mamă, pe contul lui Sabo ești? Și mă, ce-ți pe mă ăștia pe chat cu aia pasă inter, că încă mi-ai dat un troll în pula mea. Man, nu știu ce să zic. Eu nu ți-am dat niciun troll cu aia. Ia că intră acum pe live, să mă ortuchești cu codul pe live, cu aia, codatule. Nu, cu aia, nu mai zic, m-am dat că mă zic de bă, hai că eu acum am niște treabă, te sun în 10 minute, bine? Coaie! Hai că te sun în 10 minute, bro, pa, pa. Dă-i sonoră, dă-i sonoră că aici. Hai peste el, hai peste el. Hai. Bă, mă, tu mănânc și faci mărule! Cum cu aia? Ce faci mărule? Nu te trec cu coaie, te-am sunat. Ce alarmă, nici nu măcar nu m-a închis-o. Acum am văzut-o coaie să-mi bat. Băi, coaie, efectiv am intrat coaie pe cont, m-am jucat și eu, m-a sunat ăsta, mi-a ieșit afară. Și-a sunat coaie, credeam că mi-a luat keylogger, am zis că-mi șterge canalul de YouTube, dracu, să-mi bat bulaci. Bă, frătiuc, ia de ce mai coaie pe chat. Bă, dar m-au dat în gât, au fost nesimțiți. Vezi că când au zis că eu am fost în baie, deja ieșisem afară. Nu mai eram în casă când ai zis că-s la baie. Du-te în pula mea. Fraiere, vezi că dacă îmi banez contul, mie e altul. Vezi, bro, că ai băgat conturi pe contul lui Sabo, frate. Ai băgat conturi pe contul lui Sabo, frate. Du-te în pula mea, coaie. Nu mai zic nici în ce secoaie. Bă, băieți, bănuiesc că de astăzi noi suntem streamerii aici. Nu mă joc și o rundă să mor. Bă, băieți, mă joc și o rundă, stați numai așa un pic. Mă bată tata astăzi, mă, așa. Salut, mă, frătiucilor, ce faceți? Bă, trebuie să cumpăr, trebuie să cumpăr. Cu aia au dat link-ul de la live. Amă, stai să vezi aici, ai OTC-ul? Mamă, ai șters-o de ce-ul cu aia. Da, mă, băieți, că joc și-o, mamă, ce sensibilitate ai, Radule, să mă bată tata. Ai oprit asta? Nu, opri, stai, de fapt poți oprești. Băi, dar de ce joci fără țintă? De ce ți se vede țintă așa, men? E vacuie. Radule, nu știu cum să-ți zic, ai băgat contul lui Sabo și e vacuie, mă, nu simt, așa. Cum te simți, Radule, că ai fost memat? Nu te bă, cu aia, mai aveam și 2 ore de la mine, prost, nu mai fac nimic. Nu mai faci nimic. Manule, eu zic acum, dacă tot am venit pe la tine, știi cum e, bă, invitații nepoftiți trebuie cinstiți, hai la aici, frate, să comandăm o pizza. Eu zic că comandăm o pizza, frate, eu. Plătești tu, du-te drept. Uite-i pe lângă mine, dacă îmi dau acum ora, du-te unde-i mai acolo, te pune de acolo pe scaun. Cine bun că iau ăsta. Îmi tremură mâna, bă. Ăsta a putut-te în gură de codat. Bă, manilor,
Nu știu ce să zic, cred că de acum o să-i schimb eu numele. Mamă, 300 ai pe live să mă bată, da? Au început când m-au văzut ăștia pe live. Ce ai zis de chestia aia cu Ilie? Stai să te filmezi mai de aproape. Ce dracu am zis, că nici nu mai știu, ești prost la cap. Băi, te-am oprește aia tiu. Când bă, pula. Te-am nemat, nu, ai cu aia, lasă. Pe GoPro, a prins bine GoPro. Da, a prins, bine. Nu, băi, uitați-vă și voi, băi, donați-i coaie. Bă, să muriți voi dacă nu-i donați, uitați ce carcasă are. Băi, lasă trebuie băi, coaie, băi, deci, uitați-vă ce carcasă are, băi. Băi, lasă-mă, dracu, coaie. Băi, uitați-vă ce carcasă are. Ce să mă mai joc, ne bucăm. Uitați-vă ce carcasă are, bă. Băi, donați-vă să muriți voi de noi donați. Ei, să trag mai puțin. Băi, donați-vă, băieți. Zi așa ceva de închiere, frate, ce ai de zis? Hai să te filmezi de aici, așa? Tu plătești pizza. Nu auzi la el, bă, man, am spus. Pe dracu. Am zis ce ai de zis. Măcar o pizza să dai și tu cu aie. Hai, dacă că dau, frătiuc. Mai bani, sabă. Bă, frătiucilor, pe ăștia de pe cameră v-am pupat. Radule, sper că ești mulțumit că ți-am făcut o vizită. Hai cu minte. Puneți căștile înapoi, puneți căștile înapoi. Puneți căștile înapoi. Bă, Radule, sper că ți-ai bucurat că am făcut o vizită aici. A, frate, data viitoare anunță. Jur, jur. Data viitoare. Hai de nu-ți iau tastatura asta și fug după tine în toată curtea. Bă, adevărul e că i-am zis la Radu o dată să vii la Enșu să facem un live, dar nu cred că se aștepta să fie în circunstanțele astea. Sabă, mă fac follow pe Insta. Ne auzim. Alex cu Mihai 43 și Raul 2K și Radu, tu cum ai stau? Radu. Nu mai puteam să băieți, sper că v-am plăcut acest episod. Și ne vedem data viitoare. Ești bulangiu. Hai bă, zici, stau totuși. Mi-am aruncat tati tașii la tine ca să nu-i fac cu aia. Ce ăștia că ai intrat pe geam? Cu aia, n-am crezut. Deci bă băieți, ca să înțelegeți ce sacrificii se fac aici. Bă, și acum cum îi mai iau? Nu știu frate, te descurci. Mama, vine tu să aduc telescopica la el. Hai. Oare poți să-i agăți, s-a mort tu. La festul Iberico. Nu cred! Nu cred! Deci nu cred!